Salutare. Salutare și tuturor, șefașeți, noi suntem Edi și Bobo și astăzi venim cu un nou episod șmecheros. Aventura paletiștilor și dacă vă place această serie, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, pentru că ne ajută foarte mult și ne motivează să facem 400 de episoade. Corect. Mai corect de atât nici că se poate. Să vă spun ce am pățit când am închis filmarea și mă uitam un pic pe internet. Un creeper foarte prietenos a decis să vină lângă mine și să-mi bubuie găoasa. Și a bubuit și chesturile la rândul lui și totuși itemele au rămas pe jos și le-am pus la loc. Oarecum. Eu încerc să văd cum să fac aici să reușesc să... Ok, am mai pus două bucși. Țin tot pământul ăsta ud. Am mai pus două bookshelf-uri pentru level 10 efficiency 2. Pe o sabie looting, nu? No. Ok, trebuie să fac rost neapărat de piele și de... trebuie să mă duc să atac scheleți. Trebuie să facem neapărat farm-ul ăla. Da. Uite o găleată cu apă dacă vrei. Eu acum o să improvizez, n-o să fie asta varianta finală a farmului, probabil nici măcar n-o să îl termin, o să-l las așa până mai facem noi chestii mai importante de făcut în Minecraft. Aici trebuie să stea cobblestone. Ia zi tu, cum să ținem tot pământul ăsta wood? Tot pământul wood? Păi fii atent, pui dedesubt apă. Dedesubt? Da. Dacă pui dedesubt. Da, dar mă. Păi hai să facem, să ne ocupăm de farm ca să avem și noi o sursă de mâncare cât de cât. Hai că vin. Ok, deci fii atent. Pui de exemplu aici. Am pus. Hai că mai am și eu de făcut. Hai să facem un infinity water acolo jos. Am iar galet. A, bun. Ok, și punem tot dedesubt, după aia astupăm ceva gen așa, nu? Da, și uite dacă... Stai că am astupat ceva ce nu trebuie. Vezi, așa. Și dacă dai, mi se pare că e ok. Dar nu da chiar și la intrare, mă rog, lasă, vedem noi cum facem. Păi da, hai atunci să spargem tot ce e aici. Stai să văd unde e mie, uite aici. Și sparg și... Greu e mă cu construcțiile, frate. Trece un episod și zici că n-ai făcut nimic. Păi deja au trecut 3 minute. Aoleu, n-am... Pom. Opa. Cum scăpăm noi de apa asta? A, punem așa. Sursa infinită o avem? Da. E acolo, nu? Sursa infinită e acolo, nu? Da, băi, e acolo, da, o avem. Eu din câte știu ar trebui să meargă. Sper să meargă. Adică cel puțin așa am făcut pe alte lumi. Bă, momentan o să facem doar prima parte aici ca să nu stăm atâta pe farm, știi? Da, nu, n-o să mai facem și etajul, n-o să-l mai... Da, finisăm, lăsăm asta pe mai încolo când o să avem timp, să zicem. Ești cam prins, nu? Oarecum. O să ies pe aici. Gata, l-ai umplut, da? Da. Bun, și acum putem să astupăm. Vă caut ținut alea pe care le-ai dat tu prima, primele. Da? Ce faci? Mă piș că ratez locul. Pun de desubt și... Da. Bă, nu știu exact dacă merge sau nu, da? Merge, mă, merge. Dacă nu, nu ți-a murit pământul ăsta de aici, nu merge. Serios? Bravo. Fail. De unde ai... De unde am ce? De unde ai scos-o pe asta? Nu știu. Ok, punem așa atunci. Știi, și pui câteva blocuri în jur.
și după aia mai faci o gaură. Am eu o idee, am eu o idee de design super perfectă. Ok. Uite. Stai. Mai punem un bloc aici, apă aici. Mai luăm din Infinity Water, avem o grămadă aparent. Infinity Water. Infinite. Știi, și ne tot mișcăm așa. Opa. Unde e dispune? Ok, pun și asta. Stăm acolo. Așa. Pun și aici, nu? Da. O să vină cam așa. Ok. Pune tu, pun și eu. Stai că mai am aici. Așa. Doar că nu prea se potrivește așa, simetric, știi? E ok, oarecum. Și mai fac și pe diagonala asta? Am fi putut, bă, nu e chiar așa ok. Și mai fac și pe diagonala asta? Adică, stai mă puțin. Zi mă, fac și pe diagonala asta? Nu știu. Nu prea arată bine, nu sunt fericit cu ei aici. Putem să aș vrea pune... să mutăm cu un bloc mai încolo, dacă poți. Stai așa. Gen, așa. Stai. Uite. Putem să punem așa. Deasupra. Nu, uite că vine așa. Bă, mai bine. Uite-te la asta, putem pune așa. De exemplu, deasupra, știi? Da, lasă asta, noi trebuie să vedem cum vine simetric. Ok, și vrei să pun aici, nu? Stai să pun dirt. Am dirt. Am dirt. Este simetric, nu? Cred. Da, și da, este. Facem și din celălalt capăt? Da, nu știu, dar cam trebuie. Hai. Bagă, tu pui dirt-ul. Nu mai am. Ia de aici. Hai să mergem să ne culcăm. Ok. V-am văzut un schelet și nu mi-a plăcut. Ba da, vreau să-l bat. Aoleo, unde ne culcăm noi? Stai, ce? Avem doar un singur pat. Serios? Mamă. Stai, tu și cu netul tău și cu creeper-ul vieții. Care îl face, nu-l face. Vai. Băi. E greu cu survival. Perfect, așa, să nu mai spută picioare. Excelent. Hai să mergem înapoi la farm. Ne căcăm pe noi pentru o porcărie de farm, serios. Bă, unde-i schelet? Uite mă, scheleți. Bă, dar nu trebuia să astup chiar tot, că trebuie să mai iau și eu. Da, ce apă să mai iau, că omul a astupat tot. Omul a astupat tot. LOL, what the fuck, schelet full iron. Nu mi-a dat nimic. Bravo. Bă, hai că am 6 băuni. Să mai fac... Uite-mi clip. Arată cât de cât bine. Oarecum. Să zicem. Da, să zicem. Hai să... îl fertilizăm acum. Fertilizăm. Asta sună așa greșit. Nu. E ok, mă, e ok. Și dacă pun și dalea deasupra e bine. Cred. Oricum n-o să stea tot ăsta de aici. Ha? Pun de-astea? N-o să stea tot pământul. Pun de-astea? Da. Hai să vedem, dacă rezistă tot pământul, e perfect. Blocuri. Ba da, 5 blocuri mi se pare că... Nu, 4 blocuri știam eu că e. Vezi mai uite, un Enderman. Vezi. Hai că să vedem, dacă rezistă e perfect. Vezi că unul nu mai e, două nu mai sunt pentru că le-am pus blocuri deasupra. E ok, mane. Și așa o să trească să facem și în partea cealaltă, dar... Momentan, nu. Și asta hai să punem. Și stai că mai am depus ale. Iar l-am stins pe ăsta. Bun. L-ai stins, nu mi-a venit tare. Bravo mă, Edi, tu stingi pământul. Da, și tu mănânci fier, gătești fier.
Gătesc fer. Păi de ce gătești fer? Ai cam și două oase mai fac rost de... Na, și eu am oase. Da, n-am făcut nimic. Adică? Două, uite, am mai făcut rost. A, uite mă, avem aici iarbă. Iarbă. Bă, da, inteligent sunt. A, tu vrei siduri? Păi da, le-am eu, mă. Da. Nu le-am la mine, dar am... Mai aveam și în depozit, parcă, dacă hai, n-au da, vreo 20. Cu altele. Uite mă că n-arată rău. Hai că merge de la 5 blocuri. Da, aveți sens. Abia aștept să facem și etajul al doilea și să terminăm tot ăsta, dar până atunci mai este. Ia să dăm siduri. Hai că mai făcut. Nu sunt siduri, ba la, uite, 4-6. 4-6? Ne ajunge lejer. Da, hai că mai trebuie făcut. Să facem și de cartofi când om apuca. Păi om face, uite, gen ăsta și ăsta de astea de siduri, de așa, de grâne și cel, sau nu, etajul ăsta păi, de... Nu, păi ar însemna să facem 5 etaje, nu? Dacă ar fi așa. Unul pentru wheat, unul pentru potato, unul bine, pentru... Bine, fii atent, atunci facem ceva gen, aici punem wheat, aici punem wheat, aici punem da, cartofi, da, da. Aici punem cartofi, următorul etaj. Nu. Două cu wheat, unul cu cartofi, unul cu morcovi, e suficient. Da, și sus facem pumpkin pentru și că wheat-ul oricum nu-l folosim la altceva decât să multiplicăm vacile și da, chiar bine că ai amintit că am adus vorba de vaci. Hai la vaci. Ai oase? Că n-am decât două din alea. Nu mai am oase. Da, cred că e suficient pentru acum, nu? Am avut eu 7. Le-am dat la toate. Le-am mai dat și eu la două din ele. Astea ce vor găinile? Morcovi? Morcovi știu că vor porcii. Semințe. Siduri, da mă, da, uite-le. Genial. Easy chicken, easy life, cum ar veni. Da, știi că nu mai apar particulele alea de la multiplicare. Da, știi ce o să... Sau apar. Arate nasol, ba apar. Alea, inimioarele. Uite că o să vină ăsta farmul cam așa. Nu-i problemă, îl mutăm pe ăsta cu una mai încolo. Îl mutăm, da. Ok, hai plus să... Plus că trebuie să săpăm pe aici prin jur. Adică... Am eu idei cu designul. Vreau să văd ce facem acum? Mamă, dar știi că din furnalul ăla ai pierdut două blocuri de coal întregi? Asta. Am putea să ne mai ocupăm puțin să mai fertilizăm niște pământ.